Bună ziua, stimați telespectatori! Emisiunea de astăzi are în vedere problema învățătorului, prin urmare și a învățării. După ce în emisiunile anterioare am vorbit despre relația dintre cuvânt și lucru sau cuvânt și lume, respectiv cuvânt și sens. Astăzi propunem această discuție plecând de la două cărți celebre cu același titlu, apărute la diferență de 1000 de ani aproape. Acestea sunt De Magistro, despre învățător, a Sfântului Augustin, și De Magistro, deci despre învățător, a lui Toma d'Aquino. Discuția despre Sfântul Augustin continuă așadar, am vorbit despre el în emisiunile trecute, privind raportul pe care îl vede el între cuvânt și lume. El spunea că, de fapt, lucrurile sunt mai presus decât semnele, pentru că semnele au fost create pentru lucruri, nu lucrurile pentru semne. El vorbește apoi despre funcția metalingvistică, iată avant la letră, funcția metalingvistică a limbajului, prin care noi putem vorbi prin cuvinte despre cuvinte. Și în acest sens spune că orice parte de vorbire poate să devină substantiv. De exemplu, dacă spunem că dar este o conjuncție adversativă, putem să înlocuim această conjuncție cu pronumele ea. Și ce anume înlocuiește un pronume? Substantivul. Prin urmare, toate părțile de vorbire, din punct de vedere metalingvistic, spune fericitul Augustin, pot fi substantive. Nu duce aceasta cu gândul la referatul biblic, după care Adam este cel dintâi care a dat nume lucrurilor. Iată că la început limbajul era unul nominal, așa cum afirmă unii lingviști. Relația respectivă se poate dovedi foarte bine din anumite exemple. Iată, un exemplu este cuvântul adevăr. A cunoaște adevărul este mai presus decât a cunoaște cuvântul adevăr. Dacă această cunoaștere a cuvintelor ar implica neapărat și cunoașterea realității, am putea spune că lingviștii și cei care sunt autori de dicționare cunosc cel mai bine realitatea. Am avea atunci un calendar al lingviștilor, nu un calendar al sfinților, dacă sfinții și misticii, cum spunea și Petre Țuțea, sunt cei mai realiști oameni. Augustin, credincios fiind, spune că în ultimă instanță există un unic învățător, Hristos. Dar până acolo, la conștiințele acestea, mai mult sau mai puțin depărtate de creștinism, mai mult sau mai puțin implicate într-o viață creștină, am putea să aducem discuția despre felul în care învățăm unii de la alții prin cuvinte. Nu cuvintele, prin urmare, le învățăm, ci adevărul din lucruri sau lucrurile. Cuvintele pot trimite la lucruri. Noi cunoaștem adevărul prin noi înșine atunci când credem o realitate spusă sau convertită prin cuvinte pe care ne-o înfățișează cineva, sau dimpotrivă putem să combatem, să contrazicem sau să acceptăm în baza acestui adevăr lăuntric. La școală, spune Sfântul Augustin, nu învățăm ce gândesc dascălii, că nu interesează pe nimeni, ci învățăm adevărul spuselor lor. Oamenii, prin urmare, nu învață de la învățător, ci de la adevărul însuși, care este un unicul învățător, după cum el însuși spune, în Evanghelia de la Matei, capitolul 23, să nu numiți învățător pe pământ, pentru că unul este învățătorul vostru, cel din ceruri.
Sigur, acest pasaj la unii sfinți părinți capătă o altă semnificație. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariul Evangheliei de la Matei, spune că să nu ne numim învățători, adică să nu aducem o învățătură nouă, contrară celei pe care Mântuitorul a lăsat-o în lume. Dacă într-adevăr nu învățăm prin cuvinte adevărul, dacă ele sunt doar un instrument, lucrul acesta nu poate să dea câștig de cauză celor care vorbesc împotriva lecturii, celor care nu se asociază, care nu frecventează cărțile. Sigur, au fost cazuri în istoria spirituală a lumii, ca și în istoria culturală a lumii, când oamenii nu mai aveau nevoie de cărți. Dar acestea sunt cazuri singulare. Iată, un astfel de caz este Sfântul Antonie cel Mare, care răspunde printr-o întrebare celor veniți la dânsul să-l întrebe la rândul lor cum poate să învețe dacă nu are cărți. Sfântul Antonie cel Mare îi întreabă și el ce a fost mai întâi, cartea sau mintea. Evident, mintea a fost, pentru că în cele din urmă cartea este un produs al minții. Și tot așa, într-o altă situație, Sfântul Antonie cel Mare este întrebat de niște sofiști veniți din Alexandria la el să-l întrebe despre anumite probleme filozofice. Și îl întreabă de unde, iarăși aceeași întrebare, de unde știe el dacă nu are cărți, dacă nu studiază. Sfântul Antonie cel Mare le spune că lumea întreagă este pentru el o carte. Dar nu trebuie să ne erijăm sau să echivalăm experiența noastră de viață cu Sfântul Antonie cel Mare. Trebuie să păstrăm proporțiile. Apoi, nu credem că putem să-l întâlnim pe Platon la Kaufland sau pe Socrate în piață, în Agora, sau, mai știu, pe Voltaire la Peștișorul. Cărțile sunt un instrument prin care putem să înțelegem adevărul din noi înșine, prin cei care au înțeles adevărul din ei înșiși și înaintea noastră și mai mult decât noi. Toma d'Aquino spune și el că această cunoaștere a lucrurilor este superioară cunoașterii semnelor în De Magistro. Nimeni nu poate să învețe pe cineva dacă nu este cunoscută semnificația semnelor. Omul nu face decât să prezinte semne și nu poate învăța pe altul. Același adevăr, spune Toma d'Aquino, pe care l-a indicat Sfântul Augustin, ne învață pe noi. Adevărul din lăuntrul nostru, prin care noi raportăm lucrurile pe care le învățăm, lucrurile exterioare, dar și lucrurile interioare, intelectuale, spirituale, să vedem în ce măsură sunt adevărate sau false. Acest adevăr acționează, spune Toma d'Aquino, precum natura care în bolnav luptă împotriva bolii în timp ce doctorul ajută din exterior. În același fel și învățătorii din afara noastră ne indică lumina dinăuntru nostru în cel mai bun caz. Prin urmare, la modul absolut învățăm numai de la Dumnezeu, dar putem să învățăm, iată, și de la îngeri și de la oameni, însă altfel decât o face Dumnezeu însuși. La ce ne-ar ajuta lucrurile acestea? Să avem în vedere atunci când suntem întrebați, să nu ne erijăm noi în ultima sursă de cunoaștere și să înțelegem că suntem limitați din punctul acesta de vedere. Și chiar dacă aceia care au întrebat despre o anumită problemă sau alta nu știu acest lucru, să reținem bine pentru a nu cădea în cel mai greu păcat, în acesta al mândriei, al egolatriei. În istoria lumii există însă un singur om
care trimite la El însuși, pentru că El este adevărul care zace în noi, în inima noastră. Și acest învățător, cum spuneau autorii dinainte, este Iisus Hristos. Lucru care se vede chiar în convorbirea cu femeia samarineancă. Femeia samarineancă era cumva nelămurită cum va primi apă vie de la cel cu care vorbea. De vreme ce nu are găleată, ce ar putea fi această găleată? Ar putea fi, să zicem, instrumentarul sau instrumentele a cunoașterii omenești. Mântuitorul spune că cine va bea din apa aceasta, să zicem, interpretând din apa cunoașterii pământești, va înseta din nou. Dar cine va bea din apa vie pe care El o va da, nu va înseta în veac. În privința corectitudinii limbajului, am adus aici în discuție problema utilizării greșite a genului masculin în locul celui feminin în cazul unor apelative, nume de profesii, demnități și calități politice. În limba română, din fericire, deocamdată, există și substantive masculine și feminine și neutre. Cele însuflețite personale pot fi heteronime, adică având un radical diferit de masculin și feminin, cum ar fi unchi, mătușă, bărbat, femeie, băiat, fată. Alte substantive sunt epicene, adică au o singură formă de masculin și feminin, denumind profesii, funcții și demnități. Cele mai multe sunt substantive de genul masculin, precum amiral, arbitru, bariton, bas, bijutier, cameraman, cancelar, cantor, chirurg, comisar, consul, dispecer, dramaturg, făt, gardian, gropar, guvernator, jandarm, librar, magistrat, manager sau manager, medic, oțelar, popă, pădurar, părinte, pilot, prefect, procuror, rector, sectorist, soldat, tenor, vameș și altele. Există substantive epicene mai puține de genul feminin, precum calfă, călăuză, persoană, rudă, vedetă, victimă și altele. Și câteva substantive epicene de genul neutru, precum star sau VIP. Cele mai multe substantive sunt mobile cu sufix moțional și sufix care le diferențiază după genurile masculin și feminin, precum academician, academiciană, administrator, administratoare, ambasador, ambasadoare, arhitect, arhitectă, doctor, doctoriță, electrician, electriciană, filolog, filologă, filozof, filozofă, fotograf, fotografă, gestionar, gestionară, lingvist, lingvistă, neurolog, neurologă, pedagog, pedagogă, pensionar, pensionară, psihiatru, psihiatră, psiholog, psihologă, sociolog, sociologă, student, studentă, șofer, șoferiță, vânzător, vânzătoare și altele. Vă spuneam că este încă un caz fericit că limba română nu este agresată de această corectitudine politică, faimoasa corectitudine politică, la fel de faimoasă cum este complexul de inferioritate de care vorbea Alfred Adler. Și încă mai avem, deci, substantive numite la masculin și la feminin. Poate că nu va veni vremea în care toate acestea vor fi basculate înspre substantivele neutre. Această problemă a minorității sau a majorității cred că trebuie să se pună altfel decât agresiv și să nu se uite că adevărul nu este democratic. Adevărul nu aparține automat unei majorități,
cum adevărul nu aparține unei minorități. Adevărul, spunea filozoful rus Nicolae Berdiaev, este aristocratic, dar în sens spiritual. Prin urmare, chiar această luptă împotriva unor cuvinte poate să ne facă să înțelegem, să reconsiderăm rolul bărbatului și al femeii, să scăpăm într-o anumită măsură, să diminuăm problema misoginismului sau a misandriei, a disprețului față de femeie sau a disprețului față de bărbat. Nu este această corectitudine politică oare un pat al lui Procust care încearcă să regleze realitatea brutal? Sigur, și creștinismul și are aici un rol foarte important, pentru că el nu trebuie să elimine problema minorităților, după cum nu trebuie să elimine problema majorităților. Hristos nu a stat la peluză privind lumea care se scufunda, ce a venit, a luat soarta noastră, a coborât în lumea noastră și mai mult a coborât la iad. În privința acelor substantive, apelative feminine înlocuite cu cele masculine, am putea aduce aici mai multe exemple. Iată, se spune doamna X, care este asistent universitar. Corect, este asistentă universitară. În loc de doamna avocat, doamna avocată. Limba română permite aceasta și este interesant de ce nu există nicio reacție din partea mișcării feministe în acest sens. Să fie diminuat totuși rolul femeii în societate prin aceasta? Să fie deci un simptom al acestei diminuări? Iată, se folosește candidat în loc de candidată, cercetător în loc de cercetătoare sau inginer-chimist în loc de ingineră-chimistă, consilier în loc de consilieră, coordonator în loc de coordonatoare sau deputat în loc de deputată. De ce nu se spune doamna deputată, se spune domnul deputat? Director în loc de directoare, director general în loc de directoare generală, sigur, dacă este femeie. Europarlamentar în loc de europarlamentară. Expert în loc de expertă. Funcționar public în loc de funcționară publică. Inspector vamal în loc de inspectoare vamală. Judecător în loc de judecătoare. Jurnalist, se spune și nu jurnalistă, atunci când e vorba de o femeie. Se spune liberalul, nu liberala. Sau membru al PSD, nu membra PSD. Se spune muzeograf în loc de muzeografă, dacă este femeie. Nu se spune notar, ci notăriță. Nu nutriționist, ci nutriționistă, dacă este femeie. Repetăm. Nu pictor, ci pictoriță. Trebuie să se spună. Nu președinte, ci președintă, dacă este femeie. Nu profesor, să se spună, ci profesoară. Nu producător, ci producătoare. Nu purtător de cuvânt, ci purtătoare de cuvânt. Nu raportor social, ci raportoare socială. Nu realizator TV, ci realizatoare TV. Nu regizor, ci regizoare. Nu reporter, ci reporteră. Nu scriitor, ci scriitoare. Nu senator, ci senatoare. Nu vicepreședinte, ci vicepreședintă. Sigur că problema aceasta a revoluției, cum vedem în relația aceasta dintre minorități și majorități, răsfrântă și la nivelul limbajului, a trebuit să dea de gândit la ceea ce spunea același filozof rus pe care l-am amintit, Nicolae Berdiaev, că revoluția spiritului diferă de spiritul revoluției. La revedere!